Românii care vizează un loc de muncă în străinătate au prilejul de a opta, funcție de calificare, pentru a lucra în comunitatea europeană în meserii diverse, începând de la medic specialist radiolog în Danemarca sau generalist în Franța, continuând cu infirmier sau kinetoterapeut tot în țara hexagonului, până la asistent medical, administrator de rețea calculatoare sau inginer software în Marea Britanie. Femeie de serviciu, mecanic auto, bucătar sau factor poștal sunt alte posturi vacante, cel puțin până la 23 februarie, în țări ca Suedia, Polonia și altele. Informații suplimentare privind locurile de muncă vacante disponibile în spațiul Uniunii Europene se pot obține de la consilierul EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Giurgiu. Doamna Dogaru Grațiela, o puteți contacta la telefon 0752096262 sau la telefonul fix 0246230613. Interior 219 sau direct la sediul AJOFM Giurgiu din municipiul Giurgiu, șoseaua București, bloc 202/5D. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite de nemți, 95. Aceștia au nevoie de asistenți medicali și factori poștali, în timp ce vecinii din Bulgaria oferă un singur post, ca agent de vânzări.